Ziua bună tuturor și fiecăruia în parte. Sunt Valiconea și astăzi vă prezint un nou material sub semnătura scriitorului și ziaristului George Hodorogea. Statuia din aur în mărime naturală a lui Iisus Hristos de pe nava Bunul Iisus. Cu mult timp în urmă, în secolul al XVI-lea, o navă numită Bunul Iisus se aventura pe mările necunoscute ale lumii în căutarea unor comori îndepărtate. Nava de mare prestigiu și frumos ornamentată Bunul Iisus era celebră pentru explorările sale îndrăznețe și pentru echipajul său curajos. Comandată de către un capitan curajos numit Rodrigo Silva, Bunul Iisus s-a îndepărtat de țărmurile cunoscute și s-a aventurat în apele necartografiate ale oceanului. Călătoria a fost lungă și plină de obstacole, dar echipajul nu s-a descurajat. Ei credeau că pot găsi insule legendare și comorile fabuloase despre care se spunea că sunt ascunse în adâncurile oceanului. După luni de navigare, în mijlocul unei furtuni cumplite și a greutăților nenumărate, Bunul Iisus a ajuns într-un arhipelag necunoscut, situat într-un loc îndepărtat și misterios. Aici, echipajul a făcut o descoperire uimitoare, o insulă complet acoperită de nisip aurifer. În mijlocul acestui deșert de aur, membrii echipajului au găsit ceva incredibil, o statuie în mărime naturală a lui Iisus Hristos, sculptată din aur masiv. Statuia era o adevărată capodoperă, realizată cu o precizie uluitoare. Ea înfățișa pe Iisus într-o poziție înaltă și plină de noblețe, cu brațele deschise, semnificând iubirea sa pentru toți oamenii. Aceasta era extrem de detailată și frumos realizată, iar capitanul Rodrigo Silva a considerat-o a fi cea mai mare comoară a lor. Echipajul navei, în special capitanul, credea că această statuie avea puterea de a aduce speranță, vindecare și compasiune în viața celor care o vedeau. Cu această comoară neprețuită la bord, Bunul Iisus a pornit în drumul de întoarcere spre casa lor. Cu toate acestea, capitanul Rodrigo Silva a hotărât să țină descoperirea lor în secret, pentru a o proteja de ochii curioși și de potențialii hoți de comori. El a ascuns statuia lui Iisus într-un loc bine păzit de pe navă și a continuat călătoria înapoi spre casă. Călătoria de întoarcere a fost la fel de plină de pericole, precum cea de plecare. Bunul Iisus a trebuit să se confrunte cu furtuni furioase, monștri marini și amenințări de la navele inamice. Dar echipajul a luptat cu curaj și hotărâre, protejându-și comoara cu viața lor. După ani de aventuri și călătorii nesfârșite, Bunul Iisus a ajuns în sfârșit în portul de origine. Dar în acest moment, o tragedie a lovit nava și echipajul. Capitanul Rodrigo Silva și-a dat seama că nu va mai avea mult timp de trăit și, înainte de a muri, a dezvăluit secretul statuii lui Iisus. Cu inima plină de tristețe și recunoștință pentru capitanul lor, echipajul a adus statuia la lumină. Oamenii din portul portughez au fost uimiți de frumusețea și valoarea acestei opere de artă incredibile. Statuia lui Iisus Hristos, sculptată din aur, a devenit un simbol al speranței și credinței lor și a fost expusă cu mândrie în biserica locală. Astfel, povestea navei Bunului Iisus și a comorii sale fabuloase a devenit o legendă care a rămas în amintirea oamenilor timp de secole. Este o poveste despre curaj, aventură și credință, dar și despre prețul sacrificiului pentru protejarea unui adevăr neprețuit. Întotdeauna omul a căutat să surprindă și să înfățișeze divinitatea prin diverse forme de artă, iar statuia în mărime naturală a lui Iisus Hristos, făurită din aur masiv, nu face excepție de la acest fapt. Sculptată cu o maestrie desăvârșită, statuia din orașul Port a fost adusă inițial de către marinarii vasului denumit Bunul Iisus, ca un semn al credinței lor nestrămutate. Recent, numeroase minuni au fost atribuite acestei statui sacre, iar mărturiile celor care pretind că au fost vindecați sau izbăviți continuă să se mulțească. Persoane din toate colturile lumii puteau relata despre lucrul miraculos ce li s-a întâmplat după ce s-au rugat în fața reprezentării divine. Sunt povești despre maladii care au fost vindecate, vieți schimbate radical în bine, probleme insurmontabile rezolvate și multe alte situații ce par să confirme efectul miraculos al rugăciunii în prezența statuii. Este o minune care ține vie credința în divinitate și a făcut ca pelerinajele către orașul Port, în care statuia a fost adusă inițial, să fie din ce în ce mai frecvente, de la cei în căutare de alinare și speranță, la participanții curioși sau căutătorii de miracole. Toți erau atrași de misterul și potențialul magic al statuii. Orașul în sine devenise un loc de mare importanță religioasă, atrăgând credincioși din întreaga lume.
Aceștia veneau nu doar să se închine, ci și să-și exprime recunoștința pentru binecuvântările primite și să ceară ajutorul divin în dificultățile lor. Ei vin în orașul port cu speranța în suflet, cu credința în minunile pe care le poate face uimitoarea statuie și cu dorința de a experimenta pe propria piele puterea rugăciunii. Într-un mod uimitor, aceasta a devenit un simbol al speranței, un liant al comunităților din jurul lumii și un instrument de consolidare a credinței. Indiferent dacă minunile atribuite statuii sunt reale sau doar rodul unei credințe puternice, importanța lor nu se poate nega, căci pentru cei care cred, orice semn al divinității pe pământ este un miracol în sine. Ce s-a întâmplat cu statuia? În acel oraș vechi, în interiorul bisericii, trona o statuie uluitoare, statuia lui Iisus Hristos realizată din aur pur. Nu era o statuie obișnuită, ci una în mărime naturală, cu fiecare detaliu sculptat cu o precizie incredibilă. Locuitorii orașului îi spuneau statuia de aur a lui Iisus Hristos. Se pare că această statuie a fost creată cu secole în urmă de către un maestru sculptor deosebit de talentat. El și-a dedicat întreaga viață acestei opere de artă, iar rezultatul a fost un Iisus Hristos atât de realist, încât părea că va coborî din soclu și va merge printre oameni. Statuia de aur a devenit un simbol al speranței, iubirii și compasiunii pentru toți locuitorii orașului. Oamenii veneau din toate colturile țării pentru a o vedea și a se ruga în fața ei. Fiecare persoană găsea linare și pace în prezența acestei statui strălucitoare. Dar, cu trecerea timpului, oamenii au început să uite semnificația adevărată a statuii și s-au lăsat cuprinși de lăcomie și egoism. Au început să dispute posesia statuii și au încercat să o vândă pentru a obține avere. Aceasta a dus la certuri și conflicte în oraș, iar frumusețea sa interioară a fost umbrită de lăcomie. Într-o zi, când oamenii se certau din nou pentru posesia statuii, cerul s-a întunecat brusc, iar un fulger puternic a lovit biserica. Statuia de aur a fost lovită și a fost aruncată în aer, zburând deasupra orașului, până când a dispărut din vedere. Oamenii au privit uluiți cum statuia se îndepărta, iar apoi au realizat că au pierdut o comoară neprețuită din cauza lăcomiei lor. În acea zi au învățat o lecție valoroasă despre adevărata bogăție și înțelepciune. Minunile săvârșite de statuie. Deși statuia de aur a lui Iisus Hristos a dispărut, în sufletele oamenilor a rămas amintirea acelei lecții de viață. De atunci, locuitorii orașului au învățat să prețuiască lucrurile cu adevărat importante: iubirea, compasiunea și generozitatea față de ceilalți. După ce statuia de aur a lui Iisus Hristos a dispărut din oraș, mulți oameni au crezut că aceasta a fost pierdută pentru totdeauna. Cu toate acestea, au început să apară relatări despre minuni și evenimente misterioase legate de statuia de aur. Iată unul dintre primele evenimente uimitoare. Un bătrân paralizat, care venise să se roage în fața ruinelor bisericii, în care se afla inițial statuia, a fost văzut de către localnici cum se ridică în picioare și începe să meargă, pur și simplu atingând statuia cu mâna. Oamenii au fost martorii unei minuni în adevăratul sens al cuvântului, iar bătrânul a devenit cunoscut de întreaga comunitate ca miracolul statuii de aur. Un alt eveniment a avut loc într-un mic sat de pescari situat pe malul mării, la câteva zile după dispariția statuii. O femeie bătrână, care suferea de o boală incurabilă, a visat că Iisus Hristos îi apărea și o vindeca cu mâinile sale milostive. Dimineața, când s-a trezit, boala dispăruse în mod miraculos. La câteva săptămâni după aceea, un tânăr pescar a fost prins într-o furtună puternică pe mare. În timp ce se lupta cu valurile, el a văzut o imagine uluitoare. Statuia de aur a lui Iisus Hristos înota pe apă spre el. Statuia l-a ajutat să se întoarcă în siguranță la țărm și a dispărut apoi la fel de misterios cum apăruse. Într-o altă poveste, un copil orfan care locuia pe străzi a fost găsit dormind în siguranță în brațele statuii de aur într-o dimineață. Nimeni nu știa cum a ajuns acolo, dar localnicii au considerat că aceasta a fost o minune și au adoptat copilul ca pe propriul lor copil. În fiecare an, la aniversarea dispariției statuii, locuitorii orașului Port s-au adunat în fața bisericii pe care o reconstruiseră și au aprins lumânări în memoria ei. Au învățat să aprecieze cu adevărat semnificația spirituală și puterea compasiunii în viața lor. Astfel, statuia de aur a lui Iisus Hristos a continuat să aducă minuni și speranță în viața oamenilor, chiar și după ce a dispărut din oraș. Le-a amintit tuturor că adevărata bogăție nu constă în comori materiale, ci în iubirea și bunătatea pe care le arătăm celor din jurul nostru. Minunile au continuat.
Aceste minuni au continuat să se întâmple în jurul statuii de aur, iar oamenii au învățat să o cinstească și să o respecte ca pe un simbol al credinței și al speranței. Statuia a adus lumină și binecuvântare în viețile lor și a rămas o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare. Pe măsură ce timpul a trecut, minunile legate de statuia de aur a lui Iisus Hristos au continuat să inspire și să uimească comunitatea. Oamenii au început să relateze întâmplări uluitoare și vindecări inexplicabile care păreau să fie legate de această statuie sacră. Un alt eveniment extraordinar a avut loc în timpul unei secete severe care a lovit regiunea. Oamenii s-au rugat cerând ajutorul statuii de aur a Mântuitorului și au rostit rugăciuni disperate pentru ploaie. Cu toții au fost martorii unui fenomen uimitor. Un nor negru s-a format pe cer și a început să toarne ploaie abundentă, salvând culturile și salvând comunitatea de la foamete. Într-o altă ocazie, un copil grav bolnav a fost vindecat de către statuia sacră din aur a lui Iisus Hristos. Statuia, auzind rugăciunile îndurerate ale părinților, și-a făcut apariția. De îndată, copilul a început să zâmbească și să se simtă bine în mod miraculos. Medicii nu au putut oferi o explicație medicală pentru vindecarea sa rapidă. Statuia de aur a lui Iisus Hristos a continuat să facă minuni și să aducă speranță și vindecare celor care au văzut-o. Unul dintre cele mai impresionante evenimente a avut loc în timpul unei epidemii devastatoare care a lovit țara. Oamenii se temeau pentru viețile lor și ale familiilor lor, dar au aflat despre puterea vindecătoare a statuii de aur. Mulțimile s-au adunat în fața bisericii rugându-se pentru izbăvire. Statuia și-a făcut apariția și, cu uimire, boala a încetat să se mai răspândească, iar cei bolnavi au început să se vindece miraculos. Altădată, orașul a fost amenințat de o mare inundație, iar locuitorii s-au rugat cu disperare statuii. Au rostit rugăciuni sincere și au cerut protecție divină. În ciuda previziunilor sumbre, apa nu a ajuns niciodată să inunde orașul, iar mulți cred că statuia a ținut inundația la distanță. Minunile atribuite statuii nu au încetat nici în zilele noastre. Oamenii continuă să relateze experiențele personale de vindecare și izbăvire după ce s-au rugat statuii sacre a lui Iisus Hristos. Așa cum spuneam, statuia în mărime naturală a lui Iisus Hristos, făurită din aur masiv, este mai mult decât o operă de artă impresionantă. Este un simbol al speranței, credinței și al puterii transformării spirituale. Valoarea sa nu constă în materialele prețioase din care a fost realizată, ci în semnificațiile pe care le aduce în viețile oamenilor. În perioadele din zilele noastre, caracterizate de incertitudine și provocări frecvente, multe persoane caută consolare în credință. Statuia de aur a lui Iisus Hristos furnizează un punct de referință, o ancoră de speranță pentru mulți credincioși. Ea reprezintă un punct de conexiune cu divinitatea, un mijloc prin care iubirea și compasiunea lui Iisus Hristos sunt simțite. Credincioșii din toate colțurile lumii au propriile lor povești, speranțe și frici, încercând să găsească alinare și sprijin în prezența Mântuitorului Iisus Hristos, căci momentele de rugăciune intensă, meditație și reflexie le oferă șansa să-și găsească pacea și confortul. Statuia sculptată în aur masiv devine astfel un pod între oameni și divinitate, o legătură vizibilă ce îi conectează pe credincioși la puterea supremă. Ea îi inspiră pe oameni să-și reînnoiască dedicarea și devotamentul lor față de credință, să continue să trăiască în conformitate cu valorile creștine și să își împărtășească bucuriile și necazurile cu forța care îi depășește. Mai mult decât atât, această statuie personifică iubirea divină și ne amintește că, indiferent de situația în care ne aflăm, nu suntem niciodată singuri. Iubirea lui Iisus este universală și inepuizabilă, iar prezența statuii în mintea credincioșilor demonstrează că fiecare persoană poate simți această iubire și acceptare neschimbătoare. În acest sens, putem spune că statuia de aur a lui Iisus Hristos rămâne o sursă de speranță și inspirație pentru toți cei care vin în căutarea minunilor și a binecuvântărilor sale. Ea oferă credincioșilor din întreaga lume un simbol al puterii credinței și al iubirii divine, ajutându-i să navigheze prin nesiguranțele și greutățile pe care le pot întâlni pe parcursul vieților. Astfel, statuia continuă să lumineze calea celor credincioși, demonstrând că forța credinței și a iubirii poate birui orice obstacol. V-am prezentat un alt material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valicona vă urează toate cele bune!